Bună ziua, mă numesc Andrei Cojușnean, am 28 de ani și sunt conducătorul gospodăriei care îmi poartă numele. Întreprinderea a fost fondată în anul 2014, când desfășurăm activitatea în satul Malcoci, raionul Ialoveni. Să vă spun scurt cum a început tot istoria. Deci, când eram student la Universitatea Agrară, am avut fericită ocazie să particip la un program de schimb de experiență în domeniul agriculturii în Elveția. După absolvirea universității am mai participat de două ori prin acest program, am fost în Elveția, unde m-am instruit cu toate tehnologiile de producere a produselor care noi le producem acum. Deci, revenind de acasă, am decis că ar fi bine să-mi înființez o afacere. Am aflat de programul 1 plus 1 de la ODM. Sincer să fiu, vroiam să-mi deschid o afacere, însă după consultații cu specialiștii de la ODM, și mai mult m-a convins că anume acum este momentul potrivit să iau decizie și să-mi fondez o gospodărie. Pentru a începe activitatea a fost necesară de o investiție. O parte din tehnica agricolă o aveam de la părinții mei, altă parte am achiziționat-o singur, la care și ODM a venit cu un grant în valoare de 200.000 de lei, plus a mei banii obținuți din remitențe. Deci doar în primul an de activitate, cheltuielile totale, adică investiții plus cheltuieli, au depășit 700.000 de lei.